Să fiți binecuvântați de Domnul. Hai să ne ridicăm în picioare, nu de alta, dar vorba aceea, et kicsit mozgás mindenkinek el, adică un pic de mișcare prinde bine la toată lumea. Voi citi un scurt paragraf din Scripturi, va fi din Genesa de la 39, doar trei versete voi citi. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care l-au adus acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine, ori de ce se apuca. Amen. Vă rugăm să ocupați locurile. Vreau să vă mulțumesc pentru, încă o dată, pentru primirea dumneavoastră foarte călduroasă, pentru dedicarea care o văd aici. Simt că aici este Spiritul lui Dumnezeu în mijlocul vostru, să fiți binecuvântați. În dimineața aceasta o să vorbesc, sigur, în contextul despre familii, o să vorbesc despre responsabilitatea ta de a rupe anumite patterns care vin din trecut. Pentru că tu ești produsul trecutului tău. Și anumite patterns, anumite obiceiuri, anumite obiceiuri care vin, care le ai tu, vin din trecutul tău, au fost foarte bine stabilizate. Și l-am luat de exemplu pe Iosif astăzi. Iosif a crescut într-o familie care era binecuvântată de Dumnezeu. Dar a moștenit și lucrurile bune și lucrurile rele. Cum, dacă o să vă uitați foarte bine în Genesa, o să vedeți că Dumnezeu transmite o stare de spirit lui Adam. Îi dă un suflet viu, îi dă viață. Și imediat după Adam vine acolo șarpele și șarpele o inspiră pe Eva cu un alt spirit. Și în tine, dacă te uiți foarte bine, se luptă două tendințe puternic. O să citiți în Romani 7 și o să vedeți. Vreau să fac binele, dar răul se ține de mine, Sky. Și binele pe care vreau să-l fac, iată că nu reușesc totdeauna să-l fac. Deci șarpele îi insuflă un alt spirit Evei. Și Eva este încărcată cu acest spirit. Nu vreau să zic acum că femeile sunt rele și bărbații sunt buni, departe de mine gândul acesta. Dar avea o stare de spirit proaspătă. Și Adam intră în acea stare de spirit. Știți, femeile sunt cele care ne modelează pe noi, bărbații. Că ne place să recunoaștem, că nu ne place, ăsta este adevărul. Prima dată dansăm în oglinda mamei noastre, ea ne modelează. După care ne modelează soția. Și de obicei soacrele nu sunt foarte încântate de nurorile lor, pentru că au pierdut controlul de la butoane. Altcineva îi inspiră soțul acum decât ea. Și Eva are starea asta de spirit și are primul copil. Știi că mama îți dă starea de spirit. De exemplu, în comunitatea evreilor, eu m-am dus acolo să mă înregistrez și au zis, tu ești evreu, numai după teoria lui Hitler, nu după teoria noastră. Dacă mama nu este evreică, that's it. Nu ești un evreu adevărat. Deci mama trebuie să fie 100% evreică și atunci și tu ești evreu. Pentru că mama te învață starea de spirit. Îți inoculează încă din perioada intrauterină. Dacă mama este anxioasă, tu te vei umple de anxietate. În a treia lună de sarcină, deja creierul începe să se formeze și zona amigdalină, unde e sediul emoțiilor,
percepe deja stările mamei. Și atunci rolul primordial al tatălui este să securizeze mama. Ăsta e cel mai mare cadou pe care poate să-l facă unui copil. Trebuie să vorbești cu copilul care zici tu nu te aude, care îi împânte cele mame, să-i spui, noi abia așteptăm să vii pe lumea asta, te iubim, să creezi atmosferă pentru el. Și uitați-vă pe Eva, cum transmite o stare de spirit lui Cain. Cain înseamnă, dacă traducem în românește, grossen Geschäft, adică câștig mare. Asta înseamnă Cain, un mare câștig. Ea a participat cu entuziasm la nașterea lui Cain. Pe urmă are al doilea copil, la care îi pune numele Abel. Știi ce înseamnă asta pe românește? Nulo, adică nimic, abur. Nu mai participă așa cu entuziasm ca și la Cain. Ăsta primește o altă stare de spirit de la mama lui decât primul. Și vedem din istoria lor că la un moment dat Abel este ucis de către Cain, prima crimă din omenire. Și el fuge din prezența Domnului. Și am zis, gata, se termină acolo totul cu starea asta de spirit. Dar este transmisă câteva generații. Dacă vrei, e ca și o baltă. Dacă arunci un bolovan la mijloc, ce se întâmplă? Unda nu se oprește acolo. Merge câteva generații și zice Scriptura, cel care păcătuiește va fi blestemat, cel care se pune de-a curmezișul cu Dumnezeu va fi blestemat. Câte? Pedepsit. 3 sau 4 generații. Dar cine se apropie de Domnul va fi binecuvântat până la a mia generație. Înțelegi că tu ai o responsabilitate enormă. Tu zici, dar ce pot eu să fac? Poți să faci ceva. Tu trebuie să break, să rupi anumite patterns ca să fie binecuvântată generația care vine după tine. Și să revenim la Cain. Vedem câteva generații mai târziu că se naște pe linia lui genealogică unul Lameh. Și Lameh este primul poligam. Interesant, de ce nu apare pe cealaltă linie genealogică oameni de felul acesta? Apare tocmai aici. Și Lameh face pe Skype o întâlnire cu soțiile lui. Și spune, dragele mele, acum e o problemă. Că Cain va fi răzbunat de 7 ori pentru că eu am făcut o crimă. Am ucis un tânăr și am ucis un bătrân. A făcut crimă în serie la Mec. Nu numai că era poligam, ci a făcut o crimă în serie. Ei, dar dă nume la un copil de-a lui și evreii nu dau nume așa întâmplător, că am văzut un serial palpitant și dau nume la copil în funcție de personajul principal. Are o semnificație numele. Și se numește copilul Tubal Cain. Știi ce înseamnă? Reîntruparea lui Cain. Adică starea de spirit de la Cain cumva este amplificată câteva generații mai târziu. Știi, noi suntem loiali unui arbore genealogic, adică memoriei afective a arborelui genealogic. Dacă tu ai suferit o traumă acum, puternică, se poate transmite unda de șoc la câteva generații mai târziu, fără să-ți dai seama. Nu vreau să intru acum în detalii cum se transmite lucrul acesta. Ne uităm la lucrurile principale. Deci se transmite câteva generații. Și binele se poate transmite și răul. Și din păcate sau din fericire, niciunul dintre noi n-am fost într-o familie perfectă. S-au transmis și lucrurile bune și lucrurile rele. Și Domnul zice, iată că spun înainte binele și răul, viața și moartea.
Alege binele ca să trăiești. Dar când trebuie să alegi? Cam o dată la 20 de ani, în fiecare zi, trebuie să alegi binele ca să trăiești. Și acum uită-te la Avram. Avram constituie altă linie genealogică decât Cain. Vine prin Set. Și Avram este binecuvântat de Domnul. Transmite binecuvântarea asta câteva generații. Dar face și câteva lucruri care nu sunt kasher, nu sunt prea ok lucrurile respective. Mai minte el, mai le învârte. Îi dă o mână de ajutor lui Dumnezeu să se nască Ismael și apare un conflict. Apropo, o paranteză, nu încerca să-i dai o mână de ajutor lui Dumnezeu, că numai îl încurci pe Dumnezeu când îl ajuți, când vrei să faci tu minunea în locul lui. Și este un conflict între cei doi copii. Și astăzi este conflict între urmașii lui Ismael și urmașii lui Avram, din Sara. Ei, la 13 ani, Domnul zice, trimite pe copilul acesta în pustie. Wow, that's painful, nu? Ca să trimiți pe un copil la 13 ani. Shocking! E o traumă pentru el și mama lui. Ei, ne-am așteptat acum la Isaac, care a fost un copil foarte iubit de familia lui, foarte așteptat, să break the pattern, să nu facă același lucru ca și tatăl. Și el are doi copii la rândul lui. Care sunt copiii aceia care are el? Esau și Iacov, pe care l-a iubit, sau pe amândoi la fel. N-a făcut nicio diferențiere între ei. A făcut o diferențiere. L-a văzut pe Esau și a zis, nismec dragom, ia uită-te la ăsta. Ăsta are o minte de antreprenor. Ăsta o să-și deschidă o firmă. Ăsta va fi de succes. Celălalt e un pămpălău, pe lângă fusta mamei numai. Ăsta îi pufulete, nimic bun nu poate să iasă din el. Și de-aia l-a iubit mai mult pe celălalt. Ei, Iacov a simțit din plin respingerea aia. De-aia când se întoarce în țară, l-aduce Dumnezeu în țară, un an și ceva, dacă o să vă uitați prin Scripturi, el a ajuns în țară. Dar un an și ceva nu s-a dus să-l întâlnească pe taică-so. Crezi că întâmplător nu s-a dus să se întâlnească cu taică-so? Avea ceva, un dinte împotriva lui. El a suferit respingerea și am zice, oh, gata, cine a suferit respingerea înțelege lucrul acesta și nu transmite la următoarea generație. Face ceva să se rupă pattern-ul. Dar el are 12 copii și unul dintre ei se numește Joseph, Iosif. Și ce a zis tatăl? Ioi, nisme, ăsta e un băiat care nu mai există pe toată planeta asta. Ia să-i cumpărăm noi niște haine de firmă, să moară ea de invidie când îl văd. Și îi cumpărăm și o mașinărie de-aia scumpă de tot, să facă impresie. Apropo, dacă identitatea ta este legată de lucrurile materiale, mi-e milă un pic de tine. Trebuie să fie legată identitatea ta de Domnul. Dar Iosif cumva se simte bine în condiția asta. Sunt favoritul tatălui. Și începe să viseze că el va fi mare. Știi, din visele tale, zice Eclesiastul, că visele se nasc de unde? Din mulțimea gândurilor, visa să fie mare. Tatăl a ajutat să viseze lucrul acesta. Îi rău să fii mare, să vrei să fii mare? Nu. Vă aduceți aminte când au venit ucenicii la Hristos, că s-au certat, i-a chemat el de fapt, s-au certat pe drum. Pentru ce s-au certat? Care să fie mai mare? Și unul a apelat la oniuții, la mama. Momo, drago, te rog să pui o pilă, știi că tu ai trecere la Domnul, să ajung eu cel mai mare. Și s-au certat cu Petru,
care să fie totuși? Și uită-te atitudinea Domnului. Nu zice, bă, ce-i cu voi, bă, că vreți să fiți mari? Zice, ok, e bine să fii mare, dar cine vrea să fie mare, să se facă robul tuturor, să fie un servant pentru ceilalți. Și e posibil să fii mare. Și Iosif nu știa că așa se ajunge mare. Credea că poți să fii mare cu autoritate pe care o primești din exterior, cu posesiuni materiale, așa se ajunge mare. Dar de fapt tu trebuie să ajungi mare în caracter, în primul rând. Mare în caracter. Știi de ce trebuie să ajungi mare în caracter? Pentru că Dumnezeu vrea să-ți dea ție, tot universul să-l moștenești împreună cu el. Tu te-ai uitat la stele câte sunt pe cer. Gândește-te, că zice Scriptura, nu te teme turmă mică, că Tatăl îți dă cu bucurie împărăția ta, împărăția sa, împărăția lui. Dar nu poți să o dai unuia care n-are caracter împărăția. Pentru că tu poți să ridici lucrurile până la nivelul caracterului tău numai. Nu poți să ridica mai sus de atât. Dacă tu ai o mentalitate second hand și ți se dau lucruri first hand pe mână, știi ce se va întâmpla în scurt timp? Le vei duce acolo unde ești tu. Dacă tu ai un caracter de jerk, nu o să-ți poți ridica familia mai sus de unde ești tu. Deci ca să-ți ridici și să-ți binecuvântezi familia, trebuie prima dată să te ridici pe tine, să-ți formezi caracterul. Dar cum se formează caracterul? Că am ascultat o conferință, am ascultat un speaker motivațional și de mâine gata se formează caracterul. Știi cum se formează? Ca și diamantul. Diamantul se formează în adâncul pământului la presiuni uriașe și la întuneric. Cui place la întuneric? Ne place numai partea luminoasă, nu? Zice Apostolul Pavel, vreau să mă identific cu Hristos, cu viața Lui, cu învierea Lui. O, asta sună bine. Dar citește și partea alaltă care zice, și cu suferințele Lui, și cu moartea Lui. Oi, 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 asta e prea dificil să fac și asta, e prea dificil. Dar trebuie și partea asta, nu numai partea luminoasă. Și acum Iosif visează sus. Și am zis ieri că e important să ai o viziune. Dacă nu ai o viziune, te duce viața, uite așa, îsăriso, peste tot te duce viața, te duce valul. Dar dacă tu ai o viziune și știi clar unde vrei să ajungi, spune Paulo Coelho, toate lucrurile din univers vor conspira în ajutorul tău ca să se împlinească lucrul ăsta. Apropo, Paulo Coelho, n-o să-l găsiți în Evrei la capitolul 12, pe lista sfinților. Dar dacă vrei ceva cu adevărat, se va întâmpla acel ceva. Și acum iată-l pe Iosif visător. Stau acasă, ești adolescent și visezi la avioane. Ce frumos o să fie. Și frații au zis, bă, ăsta prea visează. Ia să îi spulberăm noi visele. Și l-au aruncat într-o fântână secată. Până atunci, el avea un Dumnezeu, dar era un Dumnezeu de hârtie. Un Dumnezeu care l-am auzit, știu eu, de la teleevangeliști, de la studiu biblic din biserică, de la predici, un Dumnezeu așa de departe. Dumnezeu vrea să fie un Dumnezeu de aproape, din interiorul tău. Dar cum se poate face lucrul acesta? Un pic Dumnezeu te bagă pe pista de probe. Știi, când scoți o mașină, un prototip, știi ce se întâmplă cu prototipul? Nu-l scoate direct pe stradă. Îl bagă la niște probe de nu-i adevărat. Da. Și nu-i ușor dacă prototipul ăsta ar gândi, ar fi foarte anxios, foarte speriat. Ei,
Și pe pista cu obstacole se formează caracterul tău. Vreau să zic că primii 100 de ani sunt mai grei. După aia e foarte simplu, scapi. Scapi după aia, nu mai ai probleme. Ei, și uită-l pe Iosif în fântână acum. La ce mai folosesc hainele de marcă? La ce mai folosesc banii? Tu crezi că banii sunt foarte valoroși? Ia du-te la Polul Nord să vezi cât de valoroși sunt banii. Nu mai sunt valoroși de la nimic. În fața morții nu mai înseamnă nimic banii. Nu mai are pe ce să construiască identitatea lui. Până atunci a construit-o pe aceste lucruri. Din acest moment se agață de Domnul cu adevărat. Atunci te agheți cu adevărat de Dumnezeu. Până atunci ai un Dumnezeu de ăsta ca și genii din lampa lui Aladdin. Gâdi-l un pic lampa, iese Duhul afară și tu îi dai porunci ce are de făcut. Doamne, binecuvântează acolo, Doamne, fă dincolo, Doamne, rezolvă dincolo. Dumnezeu nu e chiar așa cum crezi tu, ca și genii. Dacă vrei un asemenea Dumnezeu, nu ai nimerit bine la creștinism. Trebuie să mergi altundeva, dacă vrei un Dumnezeu al norocului. Și acolo Iosif nu poate să meargă nici la dreapta, nici la stânga, nici în față, nici în spate, în fântână, mai ai o singură direcție în care să privești. Sus. Și când privești sus, dacă e foarte întuneric, acolo unde ești, vezi stelele. Știi că vezi stelele dacă e foarte întuneric. Că de fapt, stelele sunt tot timpul pe cer, dar nu le vedem din cauza soarelui. Și noi nu-L vedem pe Dumnezeu strălucind din cauza luminii artificiale a înțelepciunii noastre proprii. Nu-L vedem. Dar când se sparge înțelepciunea noastră, nu mai funcționează, atunci începi să-L vezi pe Dumnezeu și să te agăți de El. Și revenind acum în familie, un bărbat se formează cu adevărat în momentul în care pleacă de acasă. Vedeți, în poveștile clasice, eroul totdeauna trebuia să plece de acasă. Trebuie împins, ajutat să plece. Asta face un tată și o mamă înțeleaptă. Să plece copilul de acasă. Nu să-l fac o anexă a personalității mele. Trebuie să-l împing. Vulturii uneori sunt mai deștepți decât oamenii. Își construiesc cuiburile la înălțim, că vulturului îi place la înălțim, nu în coteț. Și tu trebuie să gândești ca și un vultur, nu ca și o găină. Și își face cuibul acolo și la un moment dat puii sunt destul de mari și au viață boierească, au o vedere panoramică, văd tot, wow, ce frumos. Aer condiționat, știi, nu-s mari. Variații de temperatură. Și trebuie să facă colosalul efort să deschidă pliscul și să-i pună papalnii, mâncare, mama și tata. Și la un moment dat, tatăl vede că ăsta ar putea să zboare și începe să-l împingă pe marginea stâncii. Ai fost așa la înălțime, să te uiți în jos, să vezi cum te ia pe la ficați când vezi, sau pe la inimă. Și ai rău de înălțime, poate. Și, ăla, oi, 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 oi. Și la un moment dat, tata îl împinge. Ups! Ăsta-i tata adevărat, care te împinge la un moment dat. Te împinge, hai, dă-ți drumul. Știți, mamele sunt ministru de interne. Te ține așa, înspre ea. Cu capul aici. Tata te ia așa ca pe o bucată de lemn și te torce invers înspre lume. Mamele nu neapărat sunt cele mai bune maestre ca să formeze bărbați. Tatăl trebuie să fie bărbatul acolo și să-și formeze copilul. Nu lăsa sarcina asta pe mâna mamei și pe mâna instituțiilor statului. Că n-o să fie prea bine mai târziu. Și am zis, de-aia avem numai pufuleți. Foarte mulți pufuleți, pentru că nu-i tatăl acolo, ca și în vechime. Mai de mult tatăl ce făcea? Te lua și te ducea în junglă cu arcul și săgețile. Și zicea, fii om drago, mâine ne vedem. Nu-i tot una că vezi leul la grădina zoologică sau că-l vezi acolo, real.
Acum, ce pericole au cei din generația noastră? Sunt puște tankuri in the world of tanks pe internet. Aia e provocarea adevărată. Nu s-au întâlnit cu viața reală. Deci datoria ta este să-l pui pe copil să se întâlnească cu viața reală și tu să fii un model. Ei, Iosif este acum plecat de acasă. Zboară. Și de ce se agață el? De Domnul. Am citit în paragraf că Domnul era cu Iosif. Dar am citit înainte de asta că Domnul era cu Iosif. Nu era Domnul cu Iosif, era altceva cu Iosif. Dar din acest moment, Domnul este cu Iosif. Și Iosif ajunge să fie vândut ca și sclav. Asta poate să fie foarte dureros. Dacă lucrurile nu merg bine în viața ta, a venit o probă de asta dureroasă, de rupere, ai pierdut foarte multe lucruri, ai pierdut ceva în mod foarte dureros, nu-i spre nenorocirea ta, tu nu ești o victimă. Învață să te agați de Dumnezeu în contextul ăsta. Nu zic ca și Iacov, nu te las de aici până nu mai binecuvântat, chiar dacă m-ai făcut franjuri. Dar eu tot mă țin de tine, Doamne, că n-am de ce să mă țin altceva în universul acesta. Și ajunge sclav și zici, vai de mine ce am pățit. Eu acum trebuia să merg la college, la o universitate de prestigiu, pentru că sunt brilliant ca și înțelepciune. Sunt brilliant. Ce se întâmplă cu mine acum? Dar în loc să-și plângă de milă, el face din toată inima lucrarea care îi se dă. O muncă de jos. Nu zice Scriptura. Orice faci, să faci cum? Ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Cu pasiune. Eu le-am spus celor din biserică. Mă, și dacă faci o gafă, măcar fă-o cu pasiune gafa asta. Cea mai mare greșeală din universul ăsta e să nu faci niciodată o greșeală. Dar trebuie să ai pasiune în tot ce faci. Ce viață e aia în care nu există nicio pasiune? E o viață deprimantă. Și Iosif a făcut cu pasiune ce a făcut și a fost promovat. A ajuns asistentul lui Potifar. Am scăpat de proba dureroasă, vine o probă de sirop acum. Când ai scăpat de durere, s-ar putea să vină plăcerea. Să știi că plăcerea nu-i cel mai bun pedagog din universul ăsta. Poate fi cel mai rău. Cel mai bun pedagog este durerea, nu plăcerea. Și ne spune Scriptura că era acest Jidu-Ember, bărbatul ăsta evreu, mers la sală, bronzat, era chipeș, era arătos. Și soția lui Potifar se plictisea de moarte. S-a plictisit că s-a căsătorit cu el. De ce crezi că s-a căsătorit? Că era ceea ce vroia ea. Ea s-a căsătorit cu banii lui. Iar el s-a căsătorit cu caroseria ei, cu trupul ei. Era o căsătorie din interes, you know? Și asta era nefericită în relația asta. Și l-a văzut pe ăsta care era aproape de vârsta ei și a zis, oi, 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 ce relație aș avea eu cu ăsta. Și a aranjat scena să nu știe nimeni. Nu știe nimeni. Spurgeon spunea, Satan is like that. Folosește trei instrumente, o cortină. Și zice, hai, bagă-te aici, că nu știe nimeni ce navighezi tu pe internet. Nobody knows. Ștergi, da, erase. Nu mai știe nimeni. Bagă-te aici, după cortina asta. It's pleasure, man. We need that. Avem nevoie de plăcere. Bagă-te acolo. Și după aia, nu, prima dată are un ac cu care te împinge să intre acolo. Și după ce ai făcut asta, are o tobă, trage cortina și bate toba, că ia uite ce s-a întâmplat cu ăsta. Și Iosif, pentru că era cu Domnul, a decis că nu o să fac asta. Nu o să fac asta pentru nimic în lume. Și femeia e foarte frustrată și face o scenă în care Iosif se pară vinovat.
Și vine soțul, atunci când avem un soț gelos, s-ar putea să avem și crime. Și vine soțul și aude lucrul ăsta și zice, wow, pe ăsta direct la pușcărie. Și știi unde l-a băgat? La cei condamnați la moarte. Mai aveai o singură șansă să ieși de acolo, dacă te grația faraon. Dar acolo erau condamnații la moarte, n-aveai nicio șansă. Și acum te întrebi, fii atent, am avut o parte dureroasă, am avut una de prosperitate, de succes și acum iar ajung la o probă de întuneric. Uite așa merge viața. Nu merge, cum a zis Marx, numai din bine în mai bine, progresiv. Merge sinusoidal. Și acum, wow, sunt la întuneric aici, în pușcărie. Ce fac aici? M-a aruncat. Iarăși poți să dezvolți mentalitate de victimă. Dar Iosif nu-l condamnă pe Dumnezeu pentru asta, nu condamnă nici femeia care l-a băgat acolo, ci întrebarea mea este cum de reușește să nu condamne. Știi cum? Pentru că el avea o interpretare despre evenimente. E foarte important ce interpretare dai evenimentelor când au venit care au venit în viața ta. Povestea care o ai în minte, narațiunea. Tu poți să te faci pe tine fericit sau nefericit în funcție de ce gândești. De a trebuie să gândești binele, nu răul. Gândește binele în orice context, că nu se poate să nu fie un element bun în toată mizeria asta. Nu există rău perfect pe lumea asta, nici binele perfect. De aia, în orice circumstanțe, tu trebuie să găsești binele. Că dacă ai o interpretare negativă, tu te îmbolnăvești pe tine, îți faci ulcer duodenal și îmbolnăvești pe cei de lângă tine. Te rog să schimbi harta mentală, GPS-ul. Dacă tot dai rateuri cu GPS-ul, înseamnă că nu ți-ai adaptat programul. Tu trebuie să-ți adaptezi, readaptezi programul la lucrarea lui Dumnezeu, la unde se mișcă Duhul lui Dumnezeu. Și uite ce interpretare are Iosif. Măi, eu nu sunt la pușcărie aici, eu sunt într-o misiune. Ia-o-s ce interpretare. Sunt în misiune. Și Viktor Frankl la Auschwitz nu a zis, uai ce nenorocire că am ajuns aici. Eu sunt într-o misiune să scriu o carte celebră aici, cum se supraviețuiește. Tu așa trebuie să gândești. Sunt într-o misiune aici. De unde știu că a zis așa? Că au venit frații la el și acum vreau să se împace mai târziu că l-au aruncat acolo la pușcărie și Iosif zice, bă, eu vă știu pe voi. Voi negreșit ați vrut să-mi faceți un rău. Voi aveți o problemă, mergeți la psihoterapie sau la pastor să vă pocăiți. Eu nu am o problemă, voi aveți o problemă, că ați vrut să-mi faceți răul. Dar Dumnezeu a transformat răul în bine. M-a trimis pe mine înaintea voastră să pregătesc calea pentru voi, înțelegi? Eram într-o misiune aici. Și când ești într-o misiune, ai altă stare de spirit. Nu ești o victimă. Și ăia erau cu fețele căzute dimineața. Îți dai seama că Macholt, mâine poate-mi taie capul ăsta, farao. Și el întreabă, bă, pentru ce sunteți triști aici, bă? Bă, asta e o întrebare absurdă. Cum să-i întreb pe ea, condamnați la moarte, de ce sunt triști? E clar de ce sunt triști, nu? Dar vreau să zic, când ai interpretarea aceasta, tu te poți face util. Nu fă altceva decât ceea ce știi tu cel mai bine. În contextul ăla în care ești, fă ceea ce știi tu cel mai bine. Ce știa Iosif să facă cel mai bine? Știa să interpreteze vise și să facă administrație. Și exact aia a făcut. Nu te băga la avioane. Fă ce știi tu. Nu te duce după protocolul pe care ți-l impune altceva. Ați văzut și David când au vrut să-l învețe să dea cu sabia și cu sulița. A zis, băi, eu nu știu de astea. Nu mă bag la avioane. Eu știu cu piatra. Mă duc cu piatra. Fă ce știi tu cel mai bine. Și foarte important interpretarea pe care o ai. Să știi că, zice Scriptura, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc
pe Domnul. Toate, chiar dacă nu-ți convin, lucrează spre binele tău. Și o să vă spun o poveste, am auzit-o de la un evreu mai bătrân. Poate, știu, nu dă bine într-o evangelical church. Da, trebuie să zic. O pasăre este pe un stâlp de telegraf, că erau stâlp de telegrafe atunci. Și era o iarnă geroasă, n-a mâncat de multă vreme și era extrem de frig. Și a colapsat, a căzut pe drum. Și pe acolo a venit o vacă care nu funcționa după regulamentul dat de Uniunea Europeană al vacilor în public. Și vaca respectivă a lăsat o balegă direct pe vrabie. Și vrabia s-a încălzit, că era caldă balega. S-a trezit. A, nu era hotel de 5 stele, e adevărat, dar mai bine decât nimic. S-a trezit vrabia. Și trează fiind, a văzut și ceva grăunțe de grâu acolo în balegă. Și le-a ciugulit. Iar e adevărat că nu era un restaurant, nici măcar McDonald's, dar era ok și așa. Și a căpătat putere. Și pe urmă a trecut pe acolo un motan care s-a oferit voluntar să o scoată afară din balegă. Care e morala? Morala este dacă ai căzut într-o balegă, adică nu oricine ți-a făcut un rău, ți-a făcut cu adevărat rău. Poate că ți-a făcut un bine. Și nu oricine vrea să-ți facă un bine, e cu adevărat un bine. Și unul din biserică de la mine zice, mai există o morală. Dacă tot ești în balegă, ții de capul acolo să nu te vadă motanul. Deci nu oricine ți-a făcut un rău, neapărat este un rău. Și nu cine ți-a făcut un bine, vrea să-ți facă un bine, e cu adevărat bine. Ei, și Iosif face ce știe el cel mai bine și în cele din urmă scurtez povestea că timpul nu ține cu noi. Faraon îl scoate, că are un vis, că el a făcut ce știa să facă, interpreta vise. Era psihanalist, dacă vrei. Și faraon îl cheamă și zice, te pun pe tine șef, capo del tutti capi, numai eu sunt mai mare decât tine aici. Ți-ai fi imaginat că Dumnezeu poate să răstoarne lucrurile de așa natură? Ce ți-ar trece ție prin cap când ai fi pe poziția asta foarte înaltă? Ce ți-ar trece prin minte? Oi, 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 cine, hai să vedem, cine mi-a făcut mie necas mare? Acum am puterea pe mână. Știi cum îți dai seama de caracterul unui om? Dă-i bani și putere în mână și imediat îți dai seama ce caracter are. Dar ăsta avea un caracter special. Are foarte mare putere pe mână. Mascații sunt la discreție. Trupe de comando la discreție. Toată puterea e la el. Numai să nu-l ofenseze pe faraon. Mie mi-ar fi trecut, vă spun onest, mi-ar fi trecut, oi, 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 frații ăștia ai mei, nu, prima dată mi-ar fi trecut cu soția lui Potifar. Rozmaiu, voioc, adică mă taie pe la ficați. Ia să trimit eu mascații să aducă japițaia un pic la întuneric aici. Pentru că mi-a făcut viața amară. Când trebuia să fiu la college, eu eram la pușcărie și așteptam sentința de condamnare la moarte. Dar nu face asta el. Nu face. Pe urmă m-aș fi gândit, stai un pic, cine mă mai supărat? Frații mei. Ăștia, frații mei, trebuie să fie destul de în vârstă acum, să fi trecut de 50 de ani unii din ei și deja ai reumatism după 50 de ani. Poate trimit o trupă de comando să le îndrepte puțin oasele. Aia mi-ar fi trecut poate prin minte. Că zice Scriptura, mai întâi vine ce este firesc, apoi ce este duhovnicesc. Și lui Cain îl avertizează Dumnezeu, fii atent, răul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești, tu să-l stăpânești.
Mi-aduc aminte că am fost la Budapesta și nu aveam foarte mulți bani, eram la niște cursuri. Și acolo, la cursurile respective, într-o zi am zis, astăzi îmi permit numai o banană să mănânc la lunch, ca să mănânc ceva mai bine la dinner seara. Și nu știam bine cu forinții, cu banii din Ungaria. Și aveam 11.000 de forinți la mine, unul de 10.000, nu știu cât ar fi asta, vreo 40 de euro sau așa, și celălalt de 1.000 de forinți. Și eu am scos la banana acolo ăla de 10.000 de forinți. N-am realizat. Și ăla mi-a dat o banană cu 10.000 de forinți. Ai cumpărat odată o banană așa scumpă? Eu am cumpărat. Că a văzut că nu știu, știi, m-a mirosit repede. Era un tip mic, la înălțime, cu părul prins în coadă, cu tot cercei prin urechi, prin nas. Sărea în ochi imediat. Când văd pe cineva care e așa șocant când îl vezi, eu imediat mă gândesc săracul sau săraca. Ea spune, mă, voi nu vedeți că sunt și eu aici. Am nevoie de atenție, am nevoie de iubire. Și eu am ieșit afară și mi s-au muiat picioarele. Că eu mi-au dat rest de la 1.000 de forinți, nu de la 10.000. Mi s-au muiat picioarele. Aoleu, o să vezi ce postesc acum, următoarele zile. Fii atent. Mi-au dat de la 1.000. Hai că mă duc la el. Eram cu un sârb, așa, ca un urs, uriaș, cu barbă. Și zic la sârb, bă, fii atent ce mi-a făcut ăsta, hai că mă duc înapoi. Du-te înapoi, zice sârbul, nu sta așa, du-te înapoi la el. Mă duc la el și zic, fii om, uite ce se întâmplă, mi-am dat 10, nu? Se uită la mine, nem. Când am auzit, am simțit pumnul pe traiectorie imediat. Că trebuie să-mi fac dreptate. Dar după aia m-am, următorul gând e, aoleo, imediat o să apară la Bihorinoplo un ziar, un pastor de la Nagyvárad a trântit unul într-o radă cu roșii. Nu dă bine. Ce să fac? Și m-am dus afară să mă consult cu sârbul. Zice sârbul, bă, știi ce? Asta e, bătem eu că ai pierdut. Zic, cred că trebuie să chem poliția. Și zice sârbul, ghiști, cum o să dovedești tu la poliție că aveai 10.000 de forinți? Nu o să poți dovedi. Forget about that. Și eu ce să fac acum? Ce a făcut Jesus, zice el. Când cineva îți dă o palmă peste obrazul drept, întoarce și celălalt. Și asta s-ar traduce în termen contemporan, când cineva te lovește peste buzunarul stâng, întoarce și buzunarul drept. Că acum dăm lovituri financiare, poate. Și am stat 2-3 ore să mă frământ. Și mă gândesc, la mine e o chestie mică, dar la Iosif ce frământare mare a fost. Și zic, aoleo, asta înseamnă că trebuie să-i fac un cadou cu banii care mi-au mai rămas. That's it. I-am cumpărat chocolate și am găsit un nou testament de la sârbul ăsta și m-am dus la el peste vreo 2-3 ore. Am intrat în magazin. Ăla, când m-a văzut că am intrat și cu sârbul, când au văzut că vin doi și cu fețe serioase, ăla s-a albit la față. Nu făceai distincție între el și perete. Și sârbul s-a dus și l-a extras de acolo, din spatele teșghele. Și ăla venea așa, știi? Ca la Phil Collins. Ca un zombi venea. Și a stat acolo în fața noastră și eu i-am pus mâna așa pe umăr și am zis, brother, Isten szeret téged, Dumnezeu te iubește. Și ăla era așa speriat.
știu că ai făcut, that's it, ai făcut. Nu mă fac că nu știu, ai făcut. Dar this is for you, a gift for you. Și l-a rămas ca statuia libertății cu cadou în mână și noi am plecat afară și m-am simțit relieved, ușurat, gata, am dat drumul, gata, am pierdut. That's it, am pierdut. Mic. Dar Iosif ce-a pierdut în comparație cu mine? Și s-a chinuit. Ce-a făcut Iosif, de fapt? Iosif a pus nume la copii, la primul Manase. Știi ce înseamnă Manase? Am zis că evreii nu dau nume întâmplător. Uitare. Să uit. Românul zice, bă, te iert, dar nu te uit. Dumnezeu aruncă în marea uitării păcatele noastre. Și Iosif chiar s-a străduit să uite. Să uite, să scoată afară. Asta nu înseamnă că o să uiți, nu o să-ți aduci aminte. E absurd să zic că nu o să-ți aduci aminte. O să-ți aduci aminte, dar nu în mod afectiv. Adică nu te mai taie pe la ficați când ți-aduci aminte. Ai făcut, te-am uitat, te-am iertat, gata. Și al doilea copil care se naște se numește Efraim. Știi ce înseamnă? Rodire. Vreau să zic că dacă nu termin cu trecutul tău, nu poți să rodești. N-ai cum să prosperi. N-ai cum să rodești. Și știți scena? Iosif aduce toată familia la oaltă. Toată familia acolo. A rupt pattern-ul care venea cu tensiunea dintre frați. Dar era un preț pe care trebuia să-l plătească el. Tu știi că tu poți să rupi pattern-urile rele care vin din familie de la tine. Trebuie să le identifici și să le rupi. Că altfel le transmis la următoarea generație. Și el este geniul care a făcut poporul. El, practic, a împlinit promisiunea care i-a făcut-o Dumnezeu lui Avram. Voi face din tine un neam. Până atunci n-a fost un neam. El a făcut un neam. E geniul. Dacă tu te ții tare de Domnul, o să apară la a doua, a treia generație geniile, oamenii binecuvântați. Vă aduceți aminte ce zice Domnului Solomon? Îi zice, ar trebui să rup împărăția din mâna ta, dar n-o rup. Știi de ce n-o rup? Datorită tatălui tău David, că ăsta a dus binecuvântarea, de-aia n-o rup. Deci tu poți să aduni o comoară spirituală de o valoare inestimabilă pentru generațiile care vin după tine. Dumnezeu să te ajute la lucrul acesta. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Să fiți binecuvântați de Domnul. Ișten Aldion. Doamne ajută. Amen.